Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, spune că nu a studiat raportul misiunii de observare a OSCE, care a constatat mai multe nereguli în procesul electoral. Ministra nu s-a expus nici asupra remarcilor observatorilor internaționali referitor la organizarea alegerilor prezidențiale în aceeași zi cu referendumul, care potrivit lor au generat doar abuzuri și a creat condiții inegale pentru candidați. Ministra Justiției a afirmat că nu a avut timp să analizeze constatările misiunii de observare a OSCE despre neregulile din procesul electoral, dar s-a dovedit destul de pregătită pentru a justifica organizarea referendumului, subliniind că, din punct de vedere juridic, acesta nu poate fi contestat. Nu am reușit să studiez de aproape acest raport al OSCE-ului. Ceea ce ține de cadrul legal, ce ține de referendum, vreau să readuc aminte că Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa de modificare a Constituției în eventualitatea în care poporul manifestă majoritatea pozitivă dorința de a se modifica astfel în Constituție ceea ce ține de integrarea europeană. Respectiv, noi nu putem pune la îndoială această procedură. Cât ține de abaterile în procesul electoral și folosirea resurselor administrative de către PAS în campania electorală menționate de OSCE, Moraru a declarat că cei care pretind că au fost comise încălcări să se adreseze în instanțele de judecată. Vreau să reamintesc faptul că codul electoral a fost modificat și a fost îmbunătățit substanțial toate mecanismele de contestare. Prin urmare, orice abatere, dacă a fost constatat, sunt sigur că atât Comisia Electorală Centrală, cât instanța de contencios electoral, cât și Procuratura va mobiliza toată atenția pentru a examina și a investiga dacă se adeveresc încălcările respective sau nu și de a aplica măsurile prevăzute. Amintim că, potrivit raportului intermediar al misiunii de observare a OSCE la Chișinău, președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Maia Sandu, a beneficiat de o poziție privilegiată în mass media și a utilizat resursele administrative în timpul campaniei electorale. De asemenea, decizia de a modifica cadrul legal al referendumului a fost luată în grabă, fără consultări ample, prezintă deficiențe și nu corespunde pe deplin standardelor internaționale și obligațiilor Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în mai multe aspecte. Observatorii internaționali au menționat că un raport final care va include o serie de recomandări bazate pe observațiile făcute va fi prezentat în noiembrie.